Deschidem la Apocalipsa și, în semn de respect, vă rog să ne ridicăm în picioare și citim împreună capitolul 8. Citim împreună capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars. Și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viața au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se numea Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fusese răfăcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele. Pentru că a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. Încă o dată vreau să vă salut și să vă mulțumesc că sunteți aici și pentru că online, din ce în ce mai mulți oameni din lumea întreagă urmăresc serviciile noastre de vine, vrem să-i salutăm și pe ei și să-i binecuvântăm în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că în ultimile trei zile de joi am făcut o pauză a studiului nostru din cartea Apocalipsa, aș vrea să îmi iau câteva clipe și să facem o scurtă recapitulare care să ne aducă înapoi în miezul problemei. În primul rând vreau să spun că Apocalipsa este o carte care descoperă vremurile viitoare până la sfârșitul acestora, pentru ca Biserica lui Dumnezeu universală, adică toate bisericile locale care sunt pe pământ și compun Biserica Universală, să fie pregătită și informată despre cursul evenimentelor pe care Dumnezeu, datorită informării prin cartea Apocalipsa, le anticipează, în așa fel încât poporul Domnului credincios să nu fie surprins de evenimente de durere, să nu ajungă în stări de disperare sau deznădejde, să nu lase armele jos, să nu se întoarcă înapoi obosind pe cale și să rămână credincioși adevărului urmându-L pe Domnul până la capăt. Doamne, ajută-ne! Așa se face că capitolul 1 face o introducere și ne vorbește despre scopul cărții. Capitolele 2 și 3 vorbesc despre cele șapte biserici din Asia Mică. Capitolul 4 prezintă sala tronului cu decorul ei, cu Tatăl stând în glorie pe tron și guvernând cosmosul. În așa fel încât evenimentele de groază care urmează după capitolul 4 să nu ne sperie și mai întâi să știm că Dumnezeu stă pe tron în control, în mod suveran. Capitolul 5 îl prezintă pe mielul lui Dumnezeu, care iartă și care mântuiește. Capitolul 6 prezintă cartea cu cele șapte peceți,
dintre care 6 sunt rupte de mielul ce părea junghiat. Capitolul 7 este o paranteză între pecetele 6 și între pecețile 6 și 7 care sunt rupte de mielul. Și capitolul 6, în această paranteză care este făcută între pecețile 6 și 7, ne prezintă două categorii de oameni. Categoria lui Israel cu cei 144.000 mântuiți din necaz și mulțimea aceea nenumărată dintre neamuri mântuită din necaz. Pentru că începând cu capitolul 6 și până la capitolul 16 vorbim despre necazul cel mare. Capitolele 8 și 9, capitolul 8 l-am citit noi în această seară, capitolele 8 și 9 vorbesc despre a doua categorie de urgii. Prima a fost ruperea peceților. Capitolele 8 și 9 trec la categoria a doua de urgii, sunetul trâmbițelor. Pentru că dacă vă mai aduceți aminte, sunt trei categorii de urgii. Pecețile, ruperea lor, niște sigilii care sigilau cartea, trâmbițele și potirele, cupele, paharele care erau răsturnate. Capitolul 8 prezintă ruperea ultimei peceți, cea de-a șaptea. Și de asemenea prezintă patru dintre cele șapte trâmbițe care sună. În urma acestui cuvânt de introducere, de recapitulare, aș vrea să privim împreună în cuvântul Domnului. Și capitolul 8 pe care l-am citit în această seară ne prezintă ruperea ultimei peceți, pecetea a șaptea. După 6 peceți care sunt rupte, ruperea acestor peceți care se face în cer, declanșează pe pământ urgii, necazuri și dureri fără precedent, în masă, care nu cuprind doar o națiune sau un continent, ce afectează tot pământul. Ne-am fi așteptat ca a șaptea pecete care se rupe să culmineze necazul, să culmineze durerea și dezastrul. Dar ceea ce ne surprinde pe noi, citind capitolul 8 în versetul 1, este faptul că atunci când rupe mielul pecetea a șaptea, se face o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Este ciudat ca în Biblie să se scrie că în cer este tăcere. Pentru că în cer tot timpul există închinare și laudă adusă lui Dumnezeu. Priviți capitolul 4, versetele de la 8 la 11. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi. E vorba despre sala tronului. Aduceți-vă aminte capitolul 4. Aveau ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără zi și noapte fără încetare. Permanent. Și ziua și noaptea fără pauză. Ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Era un cântec permanent, un cântec continuu. Și dintr-o dată urmează un moment când se face tăcere absolută. Nu știm dacă s-a mai făcut vreodată. Nici nu știm dacă se va mai face altă dată. Dar atunci când s-a rupt pecetea a șaptea, închinarea s-a oprit. Miliardele de serafim, de heruvimi, de ființe cerești, bătrânii, fepturile vii, au încremenit. Nimeni n-a mai respirat, parcă. Tăcere. Tăcere totală. Dacă citim câteva pasaje din Vechiul Testament, vom constata cu bucurie că această carte a anticipat în cel puțin câteva locuri din Vechiul Testament că va exista cândva un moment de tăcere. Este extraordinară Biblia, de aceea o iubesc oamenii, de aceea este cartea lui Dumnezeu. În Habacuc 2:20, cuvântul Domnului spune:
Domnul este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Zaharia 2 cu 13 spune, orice făptură să tacă înaintea Domnului, pentru că el s-a sculat din locasul său cel sfânt. Domnul s-a ridicat și este gata să facă ceva special. N-a mai făcut niciodată până acum acest lucru. Este ceva unic. Domnul este pregătit să facă ceva special în istoria cosmosului. Tot pământul să tacă. În Țefania 1 cu 7, Biblia spune, tăcere înaintea Domnului, căci ziua Domnului este aproape. Observați, acest moment de tăcere are legătură cu ziua Domnului. Pentru că se apropie ziua Domnului, există un moment când se oprește închinarea, se oprește corul din cer, se oprește fanfara din cer, se oprește orchestra, se opresc grupurile, se oprește orice formă de închinare în fața Domnului. Se apropie ziua și se ridică Dumnezeu. Trebuie să facă ceva, trebuie să spună ceva și e nevoie de un moment de tăcere care să pregătească ceea ce urmează. Este o tăcere care scoate în evidență ceea ce urmează să se întâmple. Este ca și cum un predicator predică și cândva în timpul predicii se oprește și un minut se uită la dumneavoastră și nu spune nimic. În mod normal, predicatorii nu fac asta. Și vă uitați la el și vă întrebați ce se întâmplă cu omul ăsta. A uitat ce vrea să spună? Nu mai poate să vorbească? Are nevoie de apă, i s-a pus un nod în gât și probabil alte motive care l-ar putea opri. Dar primele vorbe pe care le scoate după un minut de pauză sunt sigur că absolut toți, chiar și cei care de obicei nu sunt atenți, dacă sunt astfel de oameni cu noi, se vor uita țintă să vadă ce vrea să spună omul ăsta după un minut de pauză. Probabil că această tăcere are legătură și cu versetul 3, unde cuvântul Domnului spune. Apoi a venit un alt înger, versetul 3, se derulează tot în momentul tăcerii, pentru că tăcerea începe în versetul 1 și de-abia în versetele 5 și 6 se oprește tăcerea, se încheie momentul de tăcere și reîncepe închinarea și activitatea normală. Dar până la versetul 5, până la versetele 5 și 6 este tăcere. Și în momentele de tăcere e versetul 3 și Biblia spune în versetul 3. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului. Aduceți-vă aminte că sub altar sunt sufletele celor junghiați. Și îngerul s-a oprit în fața altarului. Avea în mână o cădelniță, un vas, un vas special în care se arde tămâie. Și îngerul acesta aducea tămâie arsă, miros de tămâie arsă împreună cu rugăciunile sfinților, înaintea Domnului care stă pe scaunul de domnie. Probabil că niciodată nu s-a întâmplat ca rugăciunile sfinților să se audă mai bine în cer, decât în momentul acesta de tăcere, când nu se mai auzea nimic, numai cântau serafimii. Nici heruvimii, nici bătrânii, nici ființele, nimeni. Doar de pe pământ, tăiați, spânzurați, chinuiți în timpul necazului, strigau cei care rămăseseră pe pământ la Domnul ca să-i salveze. Strigau evreii care pentru o vreme au pierdut harul și identitatea națională. Strigau cei care au rămas de la răpire. Strigau toți cei care erau chinuiți. Tăcerea aceasta se încheie în versetele 5 și 6. Când un înger, așa cum spune cuvântul Domnului, în versetul 5, a luat foc de pe altar și l-a aruncat pe pământ. În clipa aceea, pe pământ se întâmplă ceva, tunete, glasuri, fulgere și cutremure de pământ. Observați că acest înger
nu este unul dintre cei șapte care urmau să sune în trâmbițe. Este un al optelea înger. Din gramatica limbii grecești, din studiul amănunțit al Vechiului Testament, este foarte probabil că acest înger era chiar Domnul Iisus Hristos. Este foarte probabil că acest înger să fie chiar Domnul Iisus Hristos. Pentru că ce face el aici este slujba de mijlocire. Observați că există rugăciunile care cheamă harul lui Dumnezeu, rugăciunile noastre care cheamă harul lui Dumnezeu și rugăciunile martirilor care cheamă judecata lui Dumnezeu. Diferența între cele două dimensiuni ca și răspuns la rugăciune o dă timpul în care te rogi. Când biserica se roagă, primește harul lui Dumnezeu. Când martirii se roagă, ei cheamă judecata lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, se ridică atunci când Iisus vine pe norii cerului. Duhul Sfânt este chemat în cer, împreună cu biserica, care constituie piedica despre care Pavel vorbește în Tesaloniceni. Piedica care îl oprește pe diavolul. Când piedica este luată, atunci el care e în văzduh, diavolul, nu mai este împiedicat să vină pe pământ și să lucreze. Nu mai este harul lucrării Duhului Sfânt, pentru că s-a ridicat. Nu mai este predicarea Evangheliei, nici rugăciunile și nici postul bisericii, că nu mai este acolo. A rămas o lume blestemată, care în totalitate îl blesteamă pe Dumnezeu. Ultimul dintre cei născuți din nou a fost luat. Acum el nu mai are nicio piedică. Și Biblia spune în Apocalipsa 12, vai de voi pământ și mare, pentru că acum diavolul se coboară la voi. Atunci când vorbim despre răpirea bisericii, vorbim despre un lucru greu de așezat în timp, pentru că începând cu capitolul 6 până la capitolul 14, șirul evenimentelor fuge de la capitolul 6 la 12, de la 12 se întoarce la 7, de la 7 se duce la 14 și tot merge în zigzag. Să nu credeți că cronologia evenimentelor pe planeta Pământ este în funcție de cronologia capitolelor din Apocalipsa. Nu, nu, nu! Despre același lucru se vorbește peste 3 capitole mai în față, lucru care ar fi trebuit adus aici, dar Ioan îl reia. Asta face pe mulți să încurce lucrurile. Și nici nu știm pe cineva care nu le încurcă atunci când cercetează cartea Apocalipsa. În seara aceasta nu vorbim despre răpirea bisericii, dar vrem să spunem că ne aflăm în momentul în care Biblia nu mai vorbește despre biserică. Observați că începând cu capitolul 4 nu se mai vorbește despre biserică nici măcar o singură dată. Nici măcar o singură dată. Iar începând cu capitolul 6, încep cataclisme care trec dincolo de local, național sau continental și cuprind tot pământul, toată planeta. De pe vremea lui Noe nu s-a mai întâmplat un eveniment care să aibă legătură cu toată planeta. Pentru că Dumnezeu a promis că nu va mai distruge pământul. Dar dacă atunci a fost înnecat prin apă, observăm că în cartea Apocalipsa este folosit cuvântul foc foarte mult. Iarbă arsă, copaci arși, oameni arși, totul are legătură cu focul. Nu vă spune nimic asta? În cartea Apocalipsa focul este un element prezent. Totul are legătură cu focul. Foc peste tot, foc peste tot. Ce vrea să însemne asta? Energie nucleară, bombe, război, tehnologia mașinilor care probabil vor zbura prin spațiu și care vor fi propulsate cu ajutorul focului. Probabil toate acestea sau multe altele. Însă un lucru e clar, focul este energia cărții Apocalipsa care stă la baza tuturor evenimentelor care se întâmplă.
Acest moment de tăcere este o pauză în șirul evenimentelor care compun necazul, în șirul evenimentelor care prezintă mânia lui Dumnezeu manifestată prin 3 ori 7. 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 pahare, 7 potire, 7 cupe. Acest moment de tăcere face o pauză în manifestarea mâniei lui Dumnezeu. Dar observați că atunci când el se încheie, declanșează ruperea ultimei peceți în deschiderea cărții. Iar ruperea ultimei peceți declanșează sunetul celor 7 trâmbițe, care accentuează necazul de pe pământ. Atunci când vom ajunge la momentul potrivit să discutăm despre cartea lui Daniel și despre profeția dată lui, despre informația pe care Dumnezeu o prezintă în cartea lui Daniel în legătură cu necazul cel mare, care este împărțit în 2 etape. Prima etapă este necazul cel mare, dar este o perioadă a necazului cel mare mai calmă, mai liniștită. Însă a doua parte a necazului cel mare efectiv ajunge la culme cu durerea, cu disperarea și cu nenorocirile. Și Biblia spune că dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, oamenii care mai locuiau pe pământ și care au scăpat de la toate urgiile ar fi murit cu toții. Dar Dumnezeu apare și pune capăt acestui cataclism, care n-a mai fost niciodată până atunci și nici nu va mai fi de atunci încolo. De la capitolele 6 până la 16 se desfășoară scena acestui necaz cu 3 serii de urgii de câte 7. Dincolo că ruperea celor 7 peceți, sunetul celor 7 trâmbițe și vărsarea celor 7 potire declanșează mânia lui Dumnezeu, vreau să observăm că există o relație între potire, trâmbițe, între peceți, trâmbițe și potire, și este foarte important să înțelegem relația dintre ele. Nu doar ceea ce se întâmplă pe pământ la momentul ruperii peceților, sunetul trâmbițelor sau vărsării paharelor, cupelor, potirelor. Folosesc aceste 3 cuvinte pentru că există posibilitatea să ne asculte tineri sau copii sau persoane care nu știu ceea ce e la un potir. Și spun mai multe cuvinte ca și sinonime pentru ca înțelegerea să fie pentru toți. Primul lucru pe care vreau să-l spun în intenția de a înțelege relația dintre cele 3 capitole, dintre cele 3 serii de urgii de câte 7, este faptul că fiecare serie culminează cu distrugerea pe pământ și cu proclamarea măreției în ceruri. Atenție! Cu cât pe pământ se intensifică necazurile și nenorocirile, cu atât mai mult în ceruri se intensifică proclamarea suveranității și glorificării numelui lui Iisus Hristos. Pentru că a venit vremea ca măreția oamenilor să fie zdrobită și răbdarea lui Dumnezeu să ajungă la capăt. A venit vremea. A venit vremea. Au fost 1000 de ani de istorie când Dumnezeu și-a pus mâna la gură și a tăcut. Și ți-a spus prin Duhul, prin vis de noapte, prin predică, prin sfatul Tatălui, să faci ce este bine și n-ai vrut. Ai mers din rău în rău, ai mers din rău în mai rău. Și au trecut ani și Dumnezeu a răbdat și a așteptat să te întorci și tu nu te-ai întors. Și slava lui Dumnezeu a fost călcată în picioare de păcatul tău. Gloria lui Dumnezeu a fost amestecată cu pământul. Și Dumnezeu a trebuit să-și încordeze răbdarea și să suporte de-a lungul zecilor de ani, generații după generații, pentru ca oamenii aceștia să aibă oportunitatea să se întoarcă. Și oamenii aceștia nu s-au întors. Și pentru că au văzut că nu-i bate Dumnezeu, a crezut că Dumnezeu nu există. Li s-a urcat la cap și s-au destrăbălat până când destrăbălarea lor a ajuns la culme. Și atunci cineva ia cartea din mâna Tatălui în sala tronului și începe să rupă pecețile. Și când a 7-a pecete se rupe,
7 îngeri sună în trâmbiță. Și când ultimul sună în trâmbiță, 7 îngeri răstoarnă potirele. Și această perioadă este perioada când timpul tău s-a încheiat. Acum este prea târziu. De data aceasta Dumnezeu se ocupă de el. Observați că cu cât se intensifică pe pământ groaza, cu atât mai mult se intensifică în ceruri proclamarea domniei lui Iisus Hristos, care a murit pentru oameni, iar cei pentru care a murit sunt deja cu el. Unde vei fi tu atunci? Indiferent că tu ești la cor, la fanfară sau în altă parte în sală în această seară, poate chiar tu care online te uiți la noi și te închini alături de noi, unde vei fi tu atunci? Unde vei fi tu atunci? Seara aceasta este seara ta. Poate că tu ai niște păcate în viața ta pe care le ascunzi și te bucur că nu știe nimeni, dar din nefericire cel care nu trebuie să știe, știe, pentru că El este Dumnezeu și știe totul. De El nu te poți ascunde. Dacă tu nu te pocăiești, dacă tu nu te pocăiești cu adevărat, dacă tu nu ți îndrepți căile și te măgulești, adică te mulțumești cu gândul că vii în biserică, dar tu, pe tine nu te transformă biserica și ești tot vechi, tot păcătos, tot plin de fără de lege. Și venirea la biserică nu te schimbă și pocăința ta nu te transformă. Această pocăință și această venire la biserică te va condamna într-o zi, nu te va ierta. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu de la tine nu este doar să vii la biserică, ci vrea să lași harul lui în viața ta să te transforme, să te facă un om nou, să primești chipul lui Iisus Hristos în viața ta și caracterul lui Dumnezeu să se manifeste prin comportamentul tău. Să ai grijă ce vorbești, să ai grijă ce gândești, să ai grijă de relațiile tale, să ai grijă de comportamentul tău. Oprește-te! Observați, vă rog, că este interesant să observăm că cele trei serii de judecăți sunt legate între ele printr-o relație de cauză-efect. În primul rând, între pecetea a șasea și a șaptea și între trâmbița a șasea și a șaptea există o pauză. Între pecetea a șasea și a șaptea și între trâmbița a șasea și a șaptea există o pauză. În al doilea rând, intensitatea nenorocirilor crește pe pământ în funcție de numărul peceților, de numărul trâmbițelor și de numărul paharelor care sunt răsturnate. Cu cât se mărește numărul peceților spre 7, cu cât se mărește numărul trâmbițelor spre 7, cu cât se mărește numărul potirelor spre 7, urgiile pe pământ cresc în intensitate și în volum. A șaptea pecete, a șaptea trâmbiță și al șaptelea potir declanșează trei judecăți simultane, adică în același timp, cărora le corespund în cer trei manifestări ale gloriei și ale suveranității lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, la pecetea a șaptea, ce declanșează ea? La trâmbița a șaptea, ce declanșează ea? Și la paharul al șaptelea, ce declanșează el? Observați că întotdeauna pecetea, trâmbița și cupa a șaptea declanșează ceva anume, de aceea ele sunt înlănțuite într-o relație de cauză-efect. Există o continuitate a lor, chiar dacă noi într-o citire fugară nu o observăm. Privind versetele 2 la 6, care urmează versetul 1 din capitolul 8, versetul 1 vorbește despre a șaptea pecete. Observăm că el declanșează împlinirea rugăciunilor martirilor. Se roagă martirii: Dumnezeule, cât mai aștepți ca să răzbuni nelegiuirea nelegiuiților? Și li se răspunde: mai așteptați puțină vreme. Și trec capitolele din Biblie care presupune trecerea anilor pe pământ și se ajunge la capitolul 8 din Apocalipsa,
capitol 8 care surprinde timpul pe pământ într-un anumit loc. Și dintr-o dată în cer, mielul rupe ultimul sigiliu, ultima pecete. În clipa aceea, Dumnezeu ia notă și se întâmplă ceva. Atunci rugăciunile acelor martiri sunt ascultate și dintr-o dată, probabil, Domnul Iisus, care este prefigurat de al 8-lea înger din versetele 2 la 6 din capitolul 8, ia în mână cădelnița, pune tămâie în ea, îi ia foc de pe altar și îi dă foc. Și rugăciunile sfinților împreună cu fumul de tămâie ajunge la nasul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată Dumnezeu ia o acțiune. Tăcere, se roagă sfinții. Lucrul acesta s-a întâmplat în jumătatea de oră de tăcere. Nu știm ce înseamnă o jumătate de oră de tăcere, cu ce timp, în ce timp este jumătate de oră. Este un timp din lumea noastră, e un timp din lumea lui Dumnezeu, e o vorbire literală, este o vorbire simbolică, nici nu ne bate în capul cu asta. Ne bate în capul doar că atunci când Dumnezeu a ascultat rugăciunile martirilor, s-a oprit corul din ceruri. Este de-a dreptul extraordinar Dumnezeu. N-a stat niciodată fără slavă, slavă, slavă în cer. Nici o clipă. Dar atunci când s-au rugat martirii, s-a oprit totul. A vrut Dumnezeu ca rugăciunile lor, amestecate cu lacrimi și cu sânge, să se audă singure. Atâta încredere îmi dă atitudinea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, atenția lui Dumnezeu și grația lui Dumnezeu. Cine-s martirii aceștia de pe pământ, de se oprește închinarea în cer pentru o jumătate de oră? Ce au făcut ei să merite lucrul acesta? Câtă importanță au ei în ochii lui Dumnezeu? Niciodată în sala tronului nu s-a oprit închinarea. Așa cum nu se oprește ziua și noaptea în existența de pe planeta Pământ, așa nu s-a oprit lumea de închinători din sala tronului să cânte. O singură dată, când mijlocitorul a luat tămâie, a pus-o în cădelniță, a luat foc de pe altar și i-a dat foc și cu rugăciunile martirilor le-a prezentat înaintea Tatălui. O singură dată. Ce important este pentru Dumnezeu rugăciunea oamenilor. Ce important este pentru Dumnezeu oamenii care se roagă. Ce important este pentru Dumnezeu martirii. Cât de importanți sunt toți aceștia pentru Domnul și toate acestea pentru Domnul. Aceasta te încurajează să te rogi. Indiferent de cum te simți, roagă-te. Poate nu simți să te rogi, roagă-te. Nu te ruga prin simțire, roagă-te prin credință. Indiferent cum te simți, roagă-te. Indiferent cum te simți, vino la biserică. Indiferent cum te simți, du-te la rugăciune, pentru că atunci când tu te rogi, Dumnezeu se oprește ca să te asculte. Ești o persoană așa de puțin importantă și Dumnezeu se oprește ca să te asculte. Îți dai seama cât de important ești tu pentru Dumnezeu și rugăciunea ta? Deschide-ți gura și roagă-te. Oricine ești, roagă-te. Orice ai făcut, roagă-te. Oricum ești în clipa aceea, roagă-te. Stai înaintea Lui, aruncă-te în praf, așează-te într-o poziție de smerenie, deschide-ți inima, scoate toate secretele pe masă, pocăiește-te și roagă-te. Atunci Dumnezeu se oprește din orice activitate și te ascultă pe tine. Toți acești termeni pe care eu îi folosesc, Dumnezeu se oprește din activitate, sunt termeni omenești, pentru că Dumnezeu, în termeni dumnezeiești, n-are nevoie să se oprească ca să te asculte, pentru că El este așa de capabil în atotștiința și atotputernicia Lui, încât El nu-i ca noi, dar noi ne exprimăm în termeni omenești ca să ne putem asigura unul pe altul de importanța pe care ne-o dă Domnul. Observați că atunci când sună a șaptea trâmbiță, declanșează încoronarea împăratului. Citiți capitolul 11, versetele la 15 la 18. Și când se varsă ultimul pahar, ultima cupă dintre cele șapte, ultimul potir, se declanșează anunțul pedepsei Babilonului. Capitolul 16, versetul 17, capitolul 18, versetele 2 la 8,
Și versetele 20 la 24. Dar de asemenea, în paralel cu anunțul punerii capăt la destrăbălarea Babilonului, se mai anunță proclamarea dreptății lui Dumnezeu. Gata! Gata! Curva cea mare, Babilonul! Stop! Ajunge! Ajunge! Au înghețat împărații! Au înghețat oamenii care conduc lumea! Bogații, puternici, deștepții! Stop! Și de atunci încolo începe dreptatea lui Dumnezeu. Nu mila lui Dumnezeu! Stop! Mila lui Dumnezeu! Stop! Începe dreptatea lui Dumnezeu. Milă este astăzi. Meriți tu să te cheme Domnul? Păi tu știi cât ești de rău. Și Domnul te cheamă pentru că vrea să te ierte, nu să te judece. Astăzi este mila lui Dumnezeu. Dar această mila lui Dumnezeu într-o zi se va opri și va veni dreptatea. Atunci vei striga în zadar după milă, pentru că este prea târziu. Este prea târziu să ajungi la gară după ce pleacă trenul. Este prea târziu. Dacă vrei să te urci în tren, dacă vrei să pleci de aici, dacă vrei să te duci înspre cer, atunci trebuie în seara aceasta să te pocăiești. Trebuie să te pocăiești. Trebuie să schimbi viața. Trebuie să renunți la păcat. Trebuie să te arunci în brațele lui Iisus Hristos. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu stă să înceapă. Când va veni dreptatea lui Dumnezeu, nu va mai exista milă și har, ci doar judecată și dreptate. Harul va fi înlocuit cu judecata, iar dragostea cu dreptatea. De-abia faci astăzi față când este timp de har și de milă. Dar cum vei face față când va veni dreptatea și judecata? Vei putea să stai în fața Domnului și să te îndreptățești? Vei fi așa de sfânt să te pui cu Dumnezeu, arătându-i că meriți să te duci în cer prin ceea ce poți, ești și ai? Dacă astăzi nu folosești faptul că e ușa deschisă, speri să o spargi într-o zi? Dacă astăzi nu iei biletul când se vinde gratis, speri într-o zi să ai cu ce să-l cumperi? Oricine ești, este ziua ta și este ziua mea. Vreau în seara aceasta să ne rugăm Domnului, pentru că am ajuns la sfârșitul timpului dedicat închinării și predicării. Dacă ești bătrân sau tânăr, indiferent că ești bătrân sau tânăr, ai risc. Dacă ești tânăr, ai avantajul dragostei din tâi, dar ai riscurile tinereții. Dacă ești bătrân, ai dezavantajul pierderii dragostei din tâi și a obișnuinței și a rutinei. Toate le știi, toate te-ai obișnuit, nimic nu-ți mai spune nimic. Însă ai avantajul experienței și al umblării cu Domnul. Indiferent cine ești, ai avantaje și dezavantaje. În seara aceasta, pentru că este interesul tău personal, ocupă-te de sufletul tău. Astăzi mai este încă milă și dragoste, mai este încă har. Mai suntem încă în fața Mântuitorului, Iisus Hristos. Dacă vrei în seara aceasta să te apropii de Domnul, pentru tine, pentru casa ta, dacă vrei să te pocăiești sincer, nu te mai ascunde! Nu căuta o pocăință în care să rămâi tot mare și tare. Pocăință înseamnă să spui că ești mic, că ești rău. Asta înseamnă să te pocăiești. Nu să umbli cu nasul pe sus și să vii doar în birou la pastor să-i spui că ești rău. Și când intri în adunare, tot vă grozavul faci. Dacă vrei să te pocăiești, aruncă-te în praf. Iar dacă nu vrei să te pocăiești, mai stai 2-3 minute cu pieptul sus, că vine vremea judecății. Și te smerești tu. O să chem munții să cadă peste tine, pentru că nu o să mai suporți groaza și durerea. Și nu o să cadă nicio piatră, o să te lase Dumnezeu să suporți totul. Eu nu vreau să te sperii, vreau doar să te motivez. Haideți să ne luăm timp de rugăciune, pentru noi și pentru casele noastre. Vă invit să ne rugăm.